Un deputat USR acuză poliția română că l-ar fi agresat în timp ce încerca să strângă semnături pentru campania Fără Penali. Adrian Claudiu Prisnel a publicat pe contul său de socializare o filmare din care reiese abuzul la care a fost supus în timp ce se afla în Suceava. Pune mâna pe mine când te lovesc! Aveți un domnule! Domnule, ești domnule! Domnule, ești domnule! Deputatul Adrian Claudiu Prisnel a povestit cum, aflat în fața primăriei din Rădăuți, un polițist i-a cerut autorizația pentru strângerea de semnături. Dar un astfel de act nu este necesar, însă polițistul a continuat și a cerut useristului să se legitimeze moment în care spiritele s-au încins. Drept urmare, omul în uniformă i-a smuls legitimația de parlamentar și a fugit cu ea în primărie. Ne-a amenințat, mi-a rupt legitimația, mi-a spus că mă lovește, i-am spus tot timpul că e ultraj. El a refuzat să se legitimeze, a făcut-o doar după ce a sosit poliția pe care am chemat-o prin 112. Am făcut plângere împotriva lui și sper că poliția Rădăuți își va face datoria și polițistul local va plăti pentru abuz, agresiune și ultraj, a scris deputatul pe pagina sa de socializare. Reacțiile nu au întârziat să apară. În cele mai multe comentarii, utilizatorii Facebook au cerut ca agentul Gavril Alexandru să fie demis.